ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantur, iar astăzi vom învăța mica circulație, respectiv circulația pulmonară. Ne reamintim faptul că inima este formată din două atrii și două ventricule. Partea dreaptă a inimii conține sânge neoxigenat, în timp ce partea stângă a inimii conține sânge oxigenat. Cele patru încăperi ale inimii sunt atriul drept, atriul stâng, ventriculul drept și ventriculul stâng. Atriile primesc sânge prin vene, iar din ventricule sângele pleacă fiind propulsat în artere. Iată, în atriul drept vor sosi venele cave, în timp ce în atriul stâng vor sosi venele pulmonare. Din ventriculul drept pleacă trunchiul pulmonar ce formează arterele pulmonare, iar din ventriculul stâng pleacă artera aortă. Pentru venele cave vom folosi ca prescurtări, iată, pentru venele pulmonare, pentru artera pulmonară și pentru artera aortă. Mica circulație, numită și circulație pulmonară, se desfășoară între inimă și plămâni. Sângele pleacă din inimă la plămâni și după ce se realizează schimbul de gaze respiratorii, se întoarce la inimă. Mica circulație începe în ventriculul drept și se termină în atriul stâng. Din ventriculul drept pleacă trunchiul pulmonar cu sânge neoxigenat. Prin arterele pulmonare, care se formează din trunchiul pulmonar, sângele neoxigenat va ajunge la plămâni. La nivel pulmonar are loc schimbul de gaze alveolo-capilar, prin care dioxidul de carbon difuzează din sânge în alveole și apoi va fi eliminat odată cu aerul expirat, în timp ce oxigenul, pătruns odată cu aerul inspirat în căile respiratorii, ajunge în alveole și de aici difuzează în capilarele ce vor forma venele pulmonare. Prin urmare, venele pulmonare vor transporta sângele oxigenat spre inimă, deschizându-se în atriul stâng. Putem reprezenta schematic circulația mică astfel. Din ventriculul drept pornesc arterele pulmonare cu sânge neoxigenat. Acestea ajung la plămâni, unde se realizează schimbul de gaze respiratorii. Dioxidul de carbon va fi eliminat în alveole și de aici prin aerul expirat în atmosferă, în timp ce oxigenul, care a fost introdus odată cu aerul inspirat, ajunge în alveole, de unde va difuza în capilarele ce vor forma venele pulmonare. Sângele oxigenat, care ajunge în venele pulmonare, va fi transportat spre inimă, venele pulmonare deschizându-se în atriul stâng. Să fixăm cunoștințele răspunzând la câteva cerințe. Numiți două vase de sânge care aparțin circulației mici și precizați pentru fiecare. A. Compartimentul inimii cu care comunică. B. Tipul de sânge transportat. C. Sensul circulației sângelui prin acestea. Două vase de sânge care aparțin circulației mici, iată, vom avea arterele pulmonare și venele pulmonare. Amic, compartimentul inimii cu care comunică. Arterele pulmonare comunică
cu ventriculul drept, iar venele pulmonare comunică cu atrul stâng. Tipul de sânge transportat. Arterele pulmonare transportă sânge neoxigenat, în timp ce venele pulmonare transportă sânge oxigenat. Sensul circulației sângelui prin aceste vase de sânge. Arterele pulmonare transportă sânge de la inimă spre plămâni, în timp ce venele pulmonare transportă sânge în sens opus, și anume de la plămâni spre inimă. Dragii mei, să rețineți faptul că nu este corect să spunem că toate arterele corpului transportă sânge oxigenat și toate venele corpului transportă sânge neoxigenat. De ce? Pentru că, iată, avem aici, în circulația mică, două excepții. Arterele pulmonare sunt singurele artere care transportă sânge neoxigenat, iar venele pulmonare sunt singurele vene care transportă sânge oxigenat.